Uite, Irina spune așa, Irina Toma. De la tata am preluat hărnicia, ambiția, în general trezitul de vreme și strictețea. Băiatului meu, care acum are 11 ani, îi place mai nou să gătească. Ei, uite, Irina, e fain să ne uităm ce-am luat de la părintele de sex opus și cum dăm mai departe dinamica asta copiilor noștri. Spune mai departe, Irina, el a preluat această îndeletnicire, gătitul, de la mine, pentru că îmi place foarte mult să experimentez în bucătărie tot felul de rețete. Este minunat, Irina, să văd cum îl integrez și pe el în bucătăria ta, în așa fel încât, într-adevăr, să gătească mai departe împreună cu iubita lui și cu soția lui și să devină, nu-i așa, o activitate foarte faină de cuplu versus a se aștepta că celălalt gătește. Eu nu cred în această strictețe a rolurilor pe care le avem într-o casă și mai cred că cu cât noi oamenii devenim mai evoluați, fiecare individual, deci categoric și cuplul se duce la un alt nivel dacă doi indivizi sunt evoluați, eu cred că foarte mult din aceste etichete de rol încep să se dilueze. Asta înseamnă că nu e treaba femeii să gătească și a bărbatului să ducă gunoiul, ca să intrăm în niște îndeletniciri de rol foarte clasice, ci fiecare dintre noi știm să facem lucrurile astea, știm să le facem, de aceea suntem compleți sau mai degrabă complexi și facem lucrurile împreună sau astăzi duc eu gunoiul, mine îl duci tu, în funcție de timpul pe care îl avem fiecare, de disponibilitate, de chef și de ce nu de abilități native pe care le avem într-o zonă sau alta, pentru că categoric unul va găti mai bine decât celălalt, iar unul se pricepe mai bine să facă curat. Dar asta nu înseamnă că îl lăsăm doar pe celălalt să facă curat.